Pace, vreau să vă mulțumesc întregi biserici pentru faptul că v-ați rugat ca Dumnezeu să fie cu mine la această operație. Într-adevăr, eu i-am văzut mâna lui Dumnezeu în operație și în tot ce s-a întâmplat acolo, dar mai mult de atât am văzut cum doctorul a văzut mâna lui Dumnezeu. Ne-am rugat ca Dumnezeu să fie mâna și înțelepciunea medicului. Și vreau să vă zic că așa a fost. În primul rând, înainte de operație, m-am internat miercuri și trebuia să mă și operez a doua zi. Dar noi avem un Dumnezeu care tăvărăște locul de jur împrejurul nostru. Și nu m-am operat a doua zi. De ce? Pentru că am îngăduit ca să fie un control în spital și să se facă curățenie în tot spitalul, în toate salile de chirurgie. Și m-au amânat cu încă o zi. Și m-au operat bine. Medicul care m-a operat a fost uimit, în primul rând, de lucrul acesta, că zic că curățenie mai mare decât acum în spitalul militar n-am văzut de foarte mult timp. Și după aceea, în timpul operației, ea și împreună cu asistenta și cei care îi însoțeau au fost uimiți de modul în care Dumnezeu și-a arătat lucrarea în timpul operației. De ce? A spus că de ani de zile ea n-a văzut la îndepărtarea unui colecist ca să nu fie nici măcar o picătură de sânge. Așa a fost și în cazul acesta. Și ea și-a dat seama că Dumnezeu a fost în spatele lucrurilor. N-a fost nevoie de aspirație, de drena mi-au pus-o doar că trebuia pusă, dar nu a pus nimic pe acolo. Și a doua zi dimineață, când a venit la mine la pat, doamna doctor, a zis: domnul militarul, aveți un Dumnezeu mare. Da. M-am bucurat foarte mult, a zis că îl cunosc și ea zice: da, știu că îl cunoașteți. Și a dat seama că e altcineva în spatele nostru, nu noi, ca oameni, ca ființe, ci este un creator, un purtător de grijă și un veghetor asupra trupurilor și, în ultimul rând, asupra sufletelor noastre. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținerea în rugăciune și vă rog să o susțineți și pe medicul care m-a operat în rugăciune. Pentru că dacă el i s-a descoperit în modul acesta și mi-a făcut mărturii că de-a lungul anilor l-a văzut pe Dumnezeu cum a călăuzit-o în diverse situații, se poate întâmpla și de acum încolo, să o călăuzească spre el, spre mântuire. De-aia o cheamă doamna Florina Hoajo. Vă mulțumesc tuturor pentru rugăciune.